Neața people, azi începem ziua de vreme, mergem la deschiderea magazinului Kik, sunt așa de happy, pentru că au chestii super, super faine, mai ales pe partea de design interior, decorațiuni de Crăciun și chestii de genul. Da, abia aștept să văd ce găsesc. Data trecută când am fost la deschidere, au avut foarte, foarte multe chestii faine de decorațiuni de Crăciun. Vedem și acum ce au. O să mă uit clar și la hăinuțe și da, vă iau cu mine, vedem ce găsim. Am ajuns, guys, noul magazin. Kik s-a deschis în calea Radului, în parcarea Aușal. Văd că au și de data asta boluri, a mai rămas doar unul, pe care o să-l ia Maria. Așa e, Maria? Da. Că dacă nu luam eu. Și au tocătoarele astea faine. Oricum, dacă vreți bol din ăsta, ia de să-l arăt. Pentru că toată lumea îl vrea. În nouă se vor mai deschide două magazine Kik. Vă spun imediat despre ce e vorba. Doamne, deci astea îmi plac maxim. Îmi place foarte mult și culoarea, dar și faptul că pare așa vechi, cumva, pătate. Și au și pe bej. Pe filmare se vede mai fain bejul, dar în realitate îmi place mai mult albastru. Și au și așa roz. Și au foarte multe. Ca să vă faceți set. Și căni, și boluri, și farfurioare, și farfurii mai mari. Au și de data asta decorațiuni tare drăguțe. Mie astea de lemn îmi plac foarte mult. Ăsta l-am și eu. Ăsta iar e tare drăguț. Reni. Ia uitați-vă ce simpatic e renul ăsta. Ah, și bufnița asta e faină. Perne și pături au tare drăguțe. O grămadă de modele. Astea, de exemplu, costă doar 20 de lei. Am ajuns acasă, am găsit tare multe chestii faine la Kik, am depășit bugetul, aveam un voucher de 250 de lei și, ca de obicei, l-am depășit. Am probat și niște haine în magazin, am probat o geacă tare faină, albă, ar fi fost 72 de lei cu reducerea, mi se părea super ok prețul, dar îmi era un pic cam mare. Am mai probat un plover tare drăguț, așa un pic mai lung. De fapt, nu era lung, dar era mărime mare. L-am luat eu intenționat într-o mărime mai mare și îmi plăcea tare mult cum arată cu fusta neagră. Și am mai probat un plover pe care l-am și cumpărat, tare fain, așa cu o crăpătură pe lateral. Mi-am mai luat niște pături, nici nu mai știu exact ce am luat, păturile alea, o bluziță pentru Raia, dar oricum hai că o să fac un unboxing când intru în casă. Am zis că n-ar strica să mă machiez un pic, să fiu și eu mai prezentabilă și numai bine să testez produsele pe care le-am scos din cutii ieri. Spre exemplu, încerc concealerul ăsta de la Bobbi Brown și ia să vedem. Fiind mai rozaliu, corectează foarte bine cearcănele de sub ochi, vedeți? After, before. Bun, hai că ăsta îmi place. Pare și hidratant, dar vedem pe parcurs dacă se strânge sau nu. Și dacă mi usucă sau nu zona din jurul ochilor. By the way, folosesc o pensulă de la Sephora. Pe obraz o să aplic de la MAC Pro Longwear în nuanța NC25. La sub ochi folosesc NC15, iar pe ten NC25, pentru că de obicei vreau mai deschis în jurul ochilor ca să iluminez zona. Nu o să pun fond de ten, vreau să pun doar concealer. Eu aplic și aici, în jurul nasului, pentru că am un pic de roșață aici, unde mai am niște pete de la soare. Și voilà! Am uniformizat bine. Mai departe, vreau să aplic din paleta asta, Corderosa, nuanța asta. Îi spune Belle of the Ball. Aia care îmi plăcea mie foarte mult, dar pe swatch nu se vedea cine știe ce. Și hai să vedem. Eu cred că e destul de translucidă nuanța. Da, nu se vede cine știe ce. E un glitter foarte, foarte, foarte fin. Aș fi vrut să fie ceva un pic mai si de fat. Nu știu ce să zic de fatul ăsta. Nu-mi trezește niciun sentiment. E așa. Deci ce explicație am? Deci ce explicație am? Review-uri ca la mine nu găsiți nicăieri. Fatul e. Nu mă încântă în mod deosebit. Hai că nu-i chiar așa rău. Cam asta e review-ul meu. Dar ce să zic de el? Când vedeți și voi. E așa. Terchea berchea, să nu spun altfel. Nu, nici fain, nici urât, nu știu ce să zic. Pe buze am aplicat un creion de contur de la Pupa în nuanța 041. Deci,
Ok, i-a machiat de Doamne fere. Acum sper să iasă ceva cu buzele, să arate. Să arăt mai prezentabil. Și folosesc rujul de care vă spuneam că am de la Bobbi Brown. Nu mai știu cum îi spune, ia stați un pic. Lux Shine Intense Lipstick. Ia uitați ce fain. E super, super fain. Și exact ca ăsta, dar altă nuanță, este în boxul pe care îl ofer la concurs luna asta. Să nu uitați să vă înscrieți. Puteți să câștigați o cutie plină de produse care mie îmi plac în mod deosebit, plus un voucher de 300 de lei la Zara. În cutie sunt produse de la MAC, Kiehl's, La Roche-Posay, Benefit, Moroccan Oil, Elon Musk, plus o grămadă de alte branduri care mie îmi plac. Tot ce trebuie să faceți este să lăsați comentariul la oricare clip postat în decembrie, adică la oricare vlogmas postat anul ăsta, și mai multe detalii găsiți în clipul a cărui link l-am lăsat în descrierea acestui vlogmas. Tot mi-e greu mă exprim, nu știu, din cauza rujului. Pentru că îmi doresc un look cât mai natural, am șters un pic din intensitatea rujului și acum vin cu un rimel de la Pupa Vamp Sexy Lashes, îi spune. Mi-mi place tare mult rimelul ăsta. Ia, uite că mă fac fix direct în telefon. Ce talentată -s. Necrezut așa ceva, necrezut că sunt stare, dar uite că pot. Așa arată la ochiul la care am aplicat și la ochiul la care n-am aplicat, nici măcar nu vedeți genele. Nice. Și mai vreau să aplic un pic de culoare în obrăjor cu fardul ăsta cremos de la MAC în nuanța Grand am eu. Deci îmi place maxim și pe ăsta poți să-l pui și pe piele direct, chiar dacă nu ai fond de ten, pentru că e cremos și arată super, super natural. Ia uitați-vă. Păi, ce m-am rușinat! Ce tâmpită sunt uneori. Mă rog, mai tot timpul. Bun, deci cordeluța asta verde face tot show-ul. Sper că ați observat touch-ul de culoare. Damn, I look pretty! Doamne, doamne, ce haioasă pot să fiu. Da, mie îmi place mult blașul ăsta și am spus, dacă am spus, noi bai mai repet odată, o să fie și ăsta în box. Pentru că îmi place mult, prea mult și o trebuie să-l pun. Mai vreau să pun o chestie super șmecheră pe care am primit-o de la MAC. E un highlighter, dar dă impresia de gloss cumva. Ia, hai să vedem. Ca și cum ar fi umed. Eu o să-l aplic cu mâna. Ia uitați-vă ce fain se vede. Oh baby, I like it so much. Habar n-am cum îi spune. Stați că mi-au scris aici. Strobe Face Glaze. Deci dacă vă place și vreți să-l căutați în magazin, acum știți și cum îi spune. Mamă, deci ce-mi place, zici că e umed. Aici se vede mai bine că aici bate lumina. Me gusta. I look so pretty. Și mie mai îmi place să-mi pun aici. Așa și pe astea. Arăt de parcă tocmai am mâncat pită unsă cu untură. Nu știu ce mi-am pus și aici. Nu cred că trebuia să-mi pun și aici, că nu-i genul ăla de iluminator. Pe bune zici că am mâncat pită unsă cu untură. Lasă bine-o fi. Am desfăcut părul. Mi s-a uns un pic, ar trebui să-l spăl, dar îmi place așa de mult cum îmi arată după tratament, că nu vine să-l spăl. Cred că o să tag mâine cu șampon uscat și îl mai țin o zi. Îl piaptăm cu peria de la Moroccan Oil, care și ea este în pachetul ăla, în boxul pe care îl ofer la concurs. Deci trebuie neapărat să vă înscrieți, că numai chestii faine sunt în box. Hai că-s gata. Mă pun să fac unboxing-ul. See you later. Bitches. Am intrat un personaj, mă scuzați, câteodată aș vrea să fiu altcineva. Oh. Așa, bun. Am aici cele două plase, plus mănunchiul ăsta de surcele, care a costat 30 de lei. Și am zis că îl pun pe aici, pe undeva. Mi se părea mie că o să se potrivească. Dar, vedem. E tare drăguț, are aici niște piluțe roșii, are niște conuri. Eu zic că e frumușel. Și cred că o să șadă bine aici lângă brad. E singura decorațiune de Crăciun pe care am luat-o. Mai erau acolo câteva drăguțe, dar am zis să mă abțin că am suficiente. Ok, am mai luat așa, o pătură. De fapt, am luat două pături. Unde e oare cealaltă? Cred că a rămas în mașină. Ok, asta e una dintre pături. Și îmi place că are nuanțe de gri și seamănă cu o blană. Și am zis că o să se potrivească bine cu
cu brandul ăsta, că brandul e cu animăluțe, asta vrea să pară a fi o blană din aceea, nu știu, un pic tărcată ea. Ok, hai să o vedem. Are 130 x 170. Nu-i foarte mare, dar mie mi se pare că e perfectă pentru colțul canapelei. Așa ceva arată și ia să o și pun aici. Eu zic că se potrivește perfectos. Am adus și cealaltă pătură. By the way, pătura asta maro a costat 40 de lei și asta a costat 60 de lei, din câte țin minte. Asta e mult mai pufoasă, e super, super plăcută la atingere. E și mai mare, asta are 150 x 200, chiar e măricică. Și vreau să o desfac și pe asta să o vedem exact cât e de mare și cum arată desfăcută. Aici are blăniță, aici are ceva material pufos alb. Și e super mare, da, chiar e mare, mare. Asta merge pusă și peste pat, zic eu. Chiar tare făinuță. Doamne, deci cât e de moale și cât e de faină. Asta când te uiți la un film, ce căuzi îi. Îmi place mult. Îmi place că e așa moale. Ce faină e. Asta îmi place maxim. Cred că îi itemul meu preferat. De fapt, nu-i itemul preferat, pe ăla o să-l vedeți la final. Nu l-ați văzut nici în magazin. Nu l-ați văzut, o să vedeți cât e de fain. Mi-am luat și două seturi din acestea cu farfurioare, boluri și două căni. Câte două din fiecare. Deci uitați-vă cât e de superbă culoarea, nuanța. În magazin nu se vede atât de fain. V-am și spus atunci că pe filmarea din magazin nu se vede atât de frumos albastru pe cum este în realitate, dar uitați-vă cât e de superbisim. Și combinația cu maroul ăsta de aici îmi place tare mult și petele pe care le are, e chiar foarte, foarte, foarte frumos. Am zis că poate să mă mai duc și o să mai iau un set, deși astăzi a fost și reducere de 10% și mâine o să fie, adică vineri și sâmbătă, 5 și 6, dar... Dacă cumva ați ratat deschiderea, asta nu-i problemă, o să mai fie încă două deschideri de magazin, tot așa cu reduceri de 10%, cred că în primele două zile. O să fie un magazin în Dumbrăvița și un magazin în Giroc. Așadar, dacă vreți să prindeți reducere sau ați vânat niște articole și nu le-ați prins de data asta în magazin, poate aveți noroc să le prindeți în magazinele noi deschise, în data de 9. Se mai deschid două, Giroc și Dumbrăvița. O să vă las exact adresele pe ecran, ca să vă fie mai ușor. Eu nu le știu din minte, dar vi le las pe ecran. Eu zic că merită să mergeți fix în ziua deschiderii. De exemplu, ați văzut polurile alea de lemn, s-au dat una, două. Și da, dacă vânați ceva, spre exemplu polurile de lemn, să mergeți dimineața, de vreme, să le prindeți. S-ar putea să mă duc și eu, sincer, la cel din Giroc, pentru că e foarte aproape de mine, dar încă nu m-am hotărât. Bun, vedem. Ok, atât mi-am luat pe partea de home decor și mai am niște chestii de purtat. I-am luat lui Ryan o bluziță. Mi-au plăcut tare multe chestii, dar fix mărimea lui nu găseam. Asta am luat-o mai mult de stat prin casă. Am văzut și geci, foarte, foarte faine geci, dar erau pentru copii mai mici. Deci dacă aveți copii până 5 ani, găsiți niște haine foarte faine. Pentru vârsta lui nu erau chiar atât de multe chestii. Așa cum vă spuneam, pentru mine am luat un plover. Îmi place foarte mult culoarea lui și îmi place că are niște crăpături aici pe lateral. E tare, tare, tare drăguțel. Erau destul de multe plovere faine. Am mai probat unul un pic mai scurt. Cred că n-am filmat. Am filmat doar pe story. Mai era și cel în carouri alb cu negru pe care l-am probat data trecută când am fost la Kick. Deci da, aveau multe. Aveau și gri fain, roșu. Aveți, dacă căutați plovere, aveți din ce alege. Dacă vă doriți un plover, chiar o să găsiți. Și itemul meu preferat. Ah, by the way, pe bluza lui Ryan am dat 15 lei și pe plover am dat 50 de lei. Iar pe rucsăcelul ăsta am dat 30 de lei, din câte mi se pare. Ia să văd, 40 de lei am dat. Deci ăsta îmi place maxim. Îmi place chestia asta care atârnă aici. Îmi place că are scrisul. Îmi place că are bretelele astea foarte late. Și îmi place că e așa mititel. Nu știu, mi se pare super,
Super șmecher el așa, ia uitați-vă. Doamne, deci când l-am văzut am zis, oh my god, oh my god. Mi-l trebuie că e prea frumos. Are un buzunarel mic aici în față și are un buzunar mare aici sus. Plus înăuntru mai are un buzunarel mic. Și prețul, like, geez Louise. Îi 36 de lei cu reducerea. Mi se pare super ok prețul. Da, și au borsete faine. Eu tot timpul mi-au borsete de la ei pentru că port destul de des borsete, mai ales când merg în concedii. Acum cu minunăția asta care se întâmplă în lume, nu știu când o să mai apucăm noi să mergem în concedii. Dar da, stare încântată de cumpărăturile pe care le-am făcut. Știu că unii dintre voi nu aveți chic în oraș și tot așteptați să se deschidă. Mi-ați și zis că mă invidiați când vedeți ce chestii faine găsesc. Într-adevăr, mai ales pe partea de home decor, au niște lucruri superbe și au tot timpul, chiar și vara, chiar dacă nu-i sezon, au chestii foarte faine. Vara trecută mi-am luat niște bonsai tare drăguți, din plastic, normal, că la mine nu rezistă plantele vii. Mi-am luat o tufă tare faină. Deci ei tot timpul au chestii faine pe home decor. Nu există dată să mă duc în magazin și să nu găsesc ceva să-mi iau. Sincer, pe home decor îmi place mult mai mult și decât Pepco și decât Jumbo. Și îmi place mai mult pentru că schimbă foarte des produsele pe care le au. Mi se pare că la Jumbo găsești tot aceleași chestii de fiecare dată când mergi. Pepco le mai schimbă, dar nu știu, de exemplu, iarna asta n-am găsit absolut nimic să-mi plac pe partea de decorațiuni de Crăciun. După cum ați văzut în haul, n-am luat absolut nimic de la Pepco. Chiar am spus într-un story că super dezamăgită, nu mi s-a părut nimic drăguț. Și încă o chestie, ca să le fac în ciudă la unii, deci cu magazinele astea două care se vor deschide în data de 9, o să avem în total 6 magazine chic în Timișoara. Mă rog, unele sunt Umbrăvița, unele Moșnița, dar oricum, aici, în zona asta, aproape de Timișoara. Deci 6 magazine. Știu că unii n-au niciunul și mor de ciudă când mă duc eu și fac story-uri. Ok, guys, hai că închei aici și fug repede să editez vlogmasul, să-l postez cât mai repede și ne vedem mai încolo. Mergem până la Jumbo să schimbăm pușca lui Ryan. Și, Doamne, cât e de cald afară, 16 grade, deci mă topesc și cu palton și cu blower. Dimineața era destul de răcoare. De fapt, nu, ca și dimineața era așa, era ok. Ce de motocicliști. Da, deci era sigură că nu o să meargă conform planului. Trebuie să aștept o oră, pentru că abia după ora a doua poate să îmi schimbe produsul. Dacă fac returul înainte de două, îl trimite naiba știe unde și trebuie să aștept să vină înapoi. Așa, după ora două a fost, poate să-mi dea un voucher și să iau de banii respectiv ce vreau eu. Adică, practic, aceeași chestie o să iau. Da, nu înțeleg politica asta, mi se pare tâmpițică, dar aia e. Mă plimb pe aici o oră prin Jumbo și problema e că e super aglomerat și n-aș fi putut să intru. Am făcut returul să vedem dacă și merge pușca. Asta aici, asta aici. Să văd dacă știu. Au, cu ce greagă e. Deci, oh, dar de ce nu merge? Am zis, hai că acum merge. Dar nu merge. Nu era pusă bine bateria, Ana. Ia să vedem acum. Hai că acum merge. Uai, mamă, ce tare trage. Ia s-o blocat. Ce sărăcie. Ah. Îl țineam eu pe genunchi, de-aia s-a blocat. Ok, merge, hai că e bine. Cealaltă era exact la fel, dar i s-a blocat trăgătorul ăsta. Și ăsta și ăsta și nu mai putea să tragă. A venit mâncarea! Am aici falafel cu salată și lipile astea, Doamne, deci sunt atât de bune cu condimente făcute. Aici este burgul cu frigărui de pui, cartofi prăjiți și salată. Aici este o lipie, sunt o grămadă de sosuri și aici avem pizza cu zatar, care e mega, 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 mega delicioasă. Mă pun să mănânc, Doamne, ce boame mie! Doamne, deci pizza asta cu zatar îi... Incredibil de bună. E o chestie arabească, nu chiar pizza. Dar arabii fac des chestia asta. Lipie cu zatar. Și zatarul este practic cimbru cu susan, cu lipie măcinată, ceva de genul. E un amestec de niște chestii, dar cimbru e de bază. Mi-am luat falafelul cu mine.
sus în pod și m-am reapucat de editat. By the way, falafel sunt de fapt chifteluțe din năut și le mănânc cu sos de usturoi și cu un sos de tahini. Tahini e sos de susam. Și sunt foarte, foarte bune. Asta e super ok și pentru cei care sunt vegani și chiar e o alternativă tare faină la chiftelele normale. Mie mi se par mult mai bune decât chiftelele din carne. Uai, de mine am mâncat ceva super acru. Din astea, prostii din astea. Jeleuri sau cum le spune, jeleuri, da. Uai, ce acres. Am postat vlogul de vreo oră și m-am pus să mănânc numai tâmpenii. Mai am și ouă din astea umplute cu ciocolată. Ceva de la Milka cu Oreo. I-a primit Ryan de la unchiul său și m-am pus eu să le mănânc ca un copil mic. Astea îmi plac mult, acrișoare, trebuie să le ascund, să nu le mănânc, ca eu bag în mine. Eu nu mă pot abține, deci dacă le văd pe masă sau undeva, mi-e poftă și mănânc. Așa că cel mai bine nu am în casă, eu nu cumpăr dulciuri și prostii, dar da, de Crăciun mai primește Ryan. Ok. Asta este tot pentru astăzi, people. O să mă pun să mă uit la un film sau la un serial. Și ne vedem mâine, pe la 7-8, la un nou vlogmas. Pupicei, vă super, hiper, mega mulțumesc că m-ați urmărit! Mua!